Hai să vorbim despre copilăria ta. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Știu că mama ta a fost țintită la pat și tu ai crescut cu... Cine a fost cel Mama a care fost, te-a educat? de fapt, toată lumea cam s-a îmbolnăvit exact când aveam vreo maximum la 16 ani. Eu nu mai eram protejată de nimic. Eu trebuia să lucrez pentru. Asta tu aici ești Iată, la această la vârstă, această da? De 16 ani. vârstă, la această vârstă a trebuit să las școala, să merg să spăl podele la garda financiară și eram foarte fericită că m-au luat să lucrez la 16 ani Unchiul acolo. tău, Mircea, da, a Unchiul fost acel meu care a fost lângă a tine. fost o persoană absolut fantastică, deci de asta am învățat că putem pierde orice. Putem pierde moștenirea care ne-a fost lăsată, putem pierde biblioteca de mii de cărți care o aveai și nu o Da. mai ai. Poți să pierzi absolut orice, dar educația, amintirile, valorile, felul în care te-ai format, asta îți rămâne. A fost foarte dificil pentru că în acea perioadă în care bunica avea cancer fără acces la medicină, unchiul a fost pentru un an internat pentru că așa era atunci cu tuberculoza și mama, deci la prima paralizie. M-am pomenit la 16 ani, nici nu aveam 16, când s-a întâmplat asta că eu trebuie să am grijă de trei maturi. Mi-era permanent foame. Sunt, cred că, două moduri în care reacționează oamenii după ce au dus foame câțiva ani. Unul din moduri este să ai cât mai mult și să-ți faci rezerve și să nu dai nimănui și gata, eu cum am. Și din fericire probabil am altă experiență când asta a fost o experiență care mă învață să mă gândesc întotdeauna cum se simte alt om când nu are un lucru elementar, acces la morfină și omul care te-a crescut moare în chinuri groaznice pentru că nu poate să-i fie ameliorată această senzație de durere. Cum e să nu ai, chiar să nu ai ce să mănânci, să nu ai ce să, cu ce să te încalzi iarna. A fost foarte dur pentru că până la acea etapă am avut de toate. Eu am fost un copil care, cred că am avut o copilărie destul de bună. Ai avut și un câine, da? Cei mai buni prieteni din copilărie mei au fost câine pe care aduceam de la râpă, pentru că la țară, așa, la bunica, la vârsta mea de copilărie și cred că și până acum, din păcate, oamenii sunt așa de buni la inimă încât nu o să sterilizeze cățeaua, da? Dar o să zic că hai că îi duc la râpă, da? Și Vai de eu îi strângeam mine, și tu îi îi duceam. strângeai de pe atunci. Deci eu vreau cu Mihaela împreună să testăm cât de filantropiști sunt moldovenii noștri. Vom merge în stradă împreună cu tine și vom încerca să O vedem să încercăm să ridicăm niște fonduri și să vedem cât de receptivi sunt împreună cu chișinăugenii tine. noștri. Ok, dacă putem dintr-o dată să oferim aceste fonduri Evident, chiar la imediat. destinație, ca oamenii să nu-și pierdă încrederea că doar facem exerciții. Avem o zi foarte frumoasă, de fapt acum sunt unică, dar avem o cauză nobilă. Deja Venim îl văd cum astăzi cere să ceva. vedem în primul rând moldovenii cât de darnici sunt și avem și o surpriză pentru tine. Uite, i-am Avem adus aici ăștia aici doi copilașii tăi crăcăciori frumoși și uite acești copii crișori cu care împreună o să mergeți frumoși. să strângeți donații pentru a-i ajuta. Prima donație să o fac eu pentru acești câini maidanezi. Așa, te Așa. din banii săi, va dona, da, te din banii strânși de tine și Mircea din banii lui. Hai, haideți să Da. mergem! Мы вас просим, если у вас есть денежка маленькая, что вы нам давали, что мы взяли им кушать. Они живут при неправительственной организации, надо их кормить. Пожалуйста. О, мульцумес мульц, спасибо вам большое. Попи, мульцумец, Энаруса. Спасибо. Ура, Сара.
Ne dați niște bănuți să luăm mâncare la câini, vă rugăm tare mult? Da, iată lor. Care problemă are? Vrea să mănânce. A, să mănânce. Da. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Vă mulțumim. Vreți să-i mângâiați? Vreau să vă cerăm niște bănuți pentru animăluțe să-i hrănim. Eu să dau la oameni, le dau. Oamenii să-i hrănesc, animăluțele. Cred că o să aveți și ocazia să ajutați oameni. Teia, Mircea, ce fac animăluțele? Mămica, eu cred că vrea să mănânce și noi va trebui să le cumpărăm mâncare. Ei au așteptat. Bună seara! Vrem să dăm mâncare la cânișor. Ne ajutați? Bună seara! Ne ajutați? Nu ne ajută, domnul. Bună seara! Eu știu că o să ne dați mâncare, bani pentru mâncarea cățelușilor noștri. Vă mulțumesc tare, tare mult! Am ajuns! Ai, ați ajuns, Antonița! Cum ți s-a părut? Cât bani ai strâns? Cam cum crezi tu? A fost destul de scurt, cred că avem... Vreo 200-300 de lei avem aici. Vreo 200, deci așa cum văd eu. Și cum ți-a părut? Îți dar nici moldoveni? Mi s-a părut foarte interesant că într-o perioadă foarte scurtă ne-au dat egal oameni care vorbeau în rusă, în română și în română cu accent. Și în engleză, vai de mine! Voi copii, cum v-ați simțit? Foarte bine! Doamna Dudnicu avem aici, așa! Pe mine este mai greu să mă surprinzi făcându-mi cunoștință cu onegiști activi, pentru că eu cunosc pe toți. Cu doamna Dudnic ne știm de foarte mult timp și eu mă bucur foarte mult să vă transmit. Mulțumesc. Acum văd că aveți și lăcățică și mie îmi place genul ăsta de contabilitate. Mie îmi place că atunci când strângem pentru ceva să se vadă cauza. Deci eu am foarte mult încredere că ei vor fi foarte îngrijiți și hrăniți și eu știu cu oamenii ăștia cu ei trăiesc. Bravo, și mă bucur și vă mulțumesc. Urmărește iShow și vei afla primele comentarii ale Antoniței Fonari despre divorțul său. Eu credeam că este cel mai cumplit lucru care poate să mi se întâmple.